În aula Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, premierul României Dacian Cioloș va avea în cursul zilei de 25 aprilie două întâlniri cu prefecții și președinții de consilii județene organizate de Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice din România. Din județul Neamț vor fi prezente la această întâlnire de grad 0 cele două reprezentante al sectorului Frumos, respectiv de prefectul tehnocrat Niculina Dobrilă și președintele interimar al Consiliului Județean Emilie Arcan. Premierul României va fi însoțit în vizita de la Iași de vicepremierii Vasile Dâncu și Costin Borc, cancelarul Dragoș Tudorache, ministrul pentru consultare publică și dialog civic Violeta Alexandru, ministrul fondurilor europene Aura Răducu și ministrul agriculturii Achim Irimescu. Discuțiile vor viza proiecte de dezvoltare economică a regiunii și de conectarea regiunilor istorice ale României printr-o infrastructură de transport adecvată. În cursul aceleași zile, echipa guvernamentală va susține și o conferință de presă. La orele 15 va avea loc la Prefectura Neamț întâlnirea cu autoritățile locale și parlamentarii din județele Moldovei. Premierul și miniștrii săi se vor întâlni la Iași la orele 16:30 și cu organizațiile non-guvernamentale la Centrul Urban de Inițiative Bune din Iași. Manifestările de la ea se vor încheia la ora 20 cu un concert de gală care se va ține la Palatul Culturii. Vom reveni cu amănunte în programul de știri din 26 aprilie.